România se duelează cu Lituania în ultimul meci de luna aceasta pe care tricolorii l-au programat. Înainte de partida despre care generația de suflet crede că va fi tot una de 3 puncte, Mircea Lucescu cere concentrare din partea elevilor săi pentru că adversarul are multe calități și niciuna nu trebuie lăsată nesupravegheată. Mă aștept la un meci foarte dificil. Încă o dată repet că este o echipă cu niște calități deosebite, fizice, un popor de sportivi, jucători înalți, puternici, rapizi, bine pregătiți fizic. Și poate că, cum să spun eu, calitatea lor tehnică nu e la cel mai înalt nivel. Dar din punct de vedere al omogenității echipei, și sunt o echipă de înalt nivel, sunt jucători care se sacrifică, care, cum să spun, nu cedează în duelurile individuale, o echipă care știe să folosească pasele lungi, pasele fixe. Marius Marin și colegii săi vor să facă un nou meci de 3 puncte și de această dată. Asta ne-am propus ca grup, să terminăm toate meciurile din grupă cu victorie, pentru că victoria aduce altă victorie și asta este motivația noastră și ca echipă de a crește și de a-ți crește mentalitatea de învingător. Noi mai mult trebuie să ne concentrăm pe noi și să facem ceea ce ne spune mister, pentru că asta până la urmă e cel mai important. Înainte de acest duel, România ocupă primul loc în grupă cu maximum de puncte câștigate din partidele disputate până în prezent.